Haideți să vedem primul set de exerciții în care avem șirurile date în felul următor și pot să am oricât de urât pe aici exercițiul acesta, țineți cont că o să iasă ușor într-un final. Dacă aveți încrederea asta, o să funcționeze. Bun, și deci, astea sunt șirurile, trebuie să arăt că ele sunt convergente. Deci avem acești doi pași, monotonia și mărginirea. Începem desigur cu oricare dintre ei. Eu nu știu de ce, mi se pare mai drăguț să încep cu monotonia. Deci, cu monotonia. Șirului voi scrie. Deci voi face diferența n plus 1 minus n. Deci, integrala de la 0 la 1 x la n plus 1 pe radical din x pătrat plus x plus 1 dx minus integrala de la 0 la 1 din x la n pe radical din x pătrat plus x plus 1 dx. Capetele fiind fixate, practic sunt aceleași aici și aici, voi face o singură integrală. Văd că e același mitoc, fac o singură fracție și sus am x la n plus 1 minus x la n dx. Și lucrez termenul pe care l-am obținut acum când le-am pus integrale la grămadă, încât să am numai produse. De ce să am numai produse? Când am produse, atunci, practic, dacă văd fiecare dintre factori ce semnare, știu semnul la toată expresia respectivă. Pe mine mă va interesa semnul a ceea ce e sub integrală și același semn îl va avea cu totul integrala. Deci, lucrez cu alte cuvinte cât se poate cu factor comun.